I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. Hello, hello, dragii mei, ce faceți? Sper că mă vedeți cum trebuie, că acolo am suportul de haine la uscat și aici este bucătăria. Da, sper să mă vedeți cum trebuie pentru că efectiv filmez cu camera din mână și am tremurici. Am pornit camera pentru că vreau ca în vlogul de mâine, adică de astăzi la voi, la mine este duminică, să vă arăt ce mănânc eu într-o zi de duminică și mai exact și cum îmi calculez caloriile. Și prima dată o să încep cu veșnicul meu cappuccino pe care v-am spus, nu mă pot deslipi și care nu îmi lipsește din nicio zi și nicio dimineață și dacă mi-a lipsit este jale. Și mai departe, nu, deci vă anunț acum că nu am o alimentație care, nu știu, poate fi luată exemplu dacă vreți să vă învețe cineva cum să mâncați, mergeți la nutriționist. Eu mănânc pe baza caloriilor și cântărite. Și mie merge foarte bine, îmi place foarte mult stilul ăsta de viață și sunt fericită că e. Așa că o să vedeți și că eu cum îmi calculez caloriile și câte calorii are ceea ce mănânc eu și cum la final mă încadrez în calorii și sunt și sătulă. Și o să vedeți că o să am foarte multe mese, adică foarte multe mese. O să am destul de multe mese, nu foarte bogate, într-adevăr, dar vor fi câteva mese. Și cu genuțele. Cu genuțele mele, ochiul stâng arată mai bine, adică acesta, și ochiul drept arată destul de ciufulit pentru că dorm pe partea dreaptă. Și hai să vă arăt. Deci v-am zis, prima dată începem cu cappuccino și apoi vreau să mănânc o banană. Iar acum o să facem cappuccino despre care eu vă tot povestesc. Dăm cântarul de bucătărie pe zero, după care o să punem cana. Are 365 de grame, îl dăm din nou pe 0 și vom pune 40 de grame. Dar cred că mă descurc mai bine așa. Așa beau eu 40 de grame. Vedeți, am depășit și acum iau și mai pun înapoi. Mai iau un pic. 40. Și o să iau acum telefonul, am aici trecut deja cappuccino și trecem care 40 de grame și el și eu mai am de fapt am consumat deja 152,4 kilocalorii și dăm aplică. Și pe ziua de azi mai am de consumat 1089 de calorii. Așa. Iar acum îl dăm jos și completăm cu apiță. Și acum vreau să mănânc banana asta. Iar mai târziu o să vreau să mănânc niște ciorbiță, că vine mami, a făcut ciorbiță de găluște și îmi place foarte mult. Și punem banana. Are 191 de calorii. Iar acum, stați două secunde, o să iau telefonul, intru aici în aplicație și o să scriem adaug aliment banană. Stați să și vedeți, dar să văd și eu. Banană. Banane. Și aici trebuie să modific grame și trebuie să scriu 191 de grame. 191. Și are 169 de calorii. Și acum mai mi-a rămas 912 calorii rămase. Stați un pic. Ca să vedeți voi clar, clar, clar. Haide mai. Așa, 191 de calorii rămase, dintre care mai am 59 grame rămase de proteine, 82 de grame rămase de carbo și 38 grame rămase de grăsimi. E foarte interesant calculul ăsta de calorii, mi-e place foarte mult și chiar sunt curioasă să vedem rezultatul așa mai târziu. Momentan sunt mulțumită și de rezultat. Așa că ne vedem mai târziu! Așa, și acum punem castronul din nou și pornim iar cântarul de bucătărie. Și acum astăzi cântă de pe zero. Bravo! Și cu găleta. Așa, punem. Și acum trebuie să caut pe aplicație ciorbă de perișoare, de găluște, pardon. Așa. Iar acum iau aplicația
Are 327 de grame. Am arătat și mai devreme cu aplicația. Dați un pic să găsesc. Și sper să găsesc ciorbă de căluș. De fapt e supă, corect. 327 de grame. De ce îmi dă atât? A, dar trebuia să fac fără găluști. Cum fac acum? A, ba nu, aici e pe porție, ce proastă sunt. Are 46,48 de grame și adaug la jurnal și din nou m-am eu rămas. Nu știu de ce, dar am impresia că acest vlog în care vă arăt ce mănânc într-o zi se va transforma într-un daily vlog, așa că treaba asta nu mă deranjează deloc. Și doamne tare ce fâlteam genuțele. Așa, treaba asta nu mă deranjează deloc. Am fost și la cumpărături la Kaufland și m-am gândit să vă arăt și vouă ce mi-am cumpărat. Hai că mai devreme a început să sune și telefonul. La mine când mă apuc de filmat trebuie să dau totul pe silențios, că toată lumea se găsește să sune. Deci, am cumpărat acest ulei de... Nici nu vreți să știți ce era să zic. Acest ulei de măsline și mă ajută la rețeta de astăzi. Cumpărăturile sunt de Kaufland, nu am luat pungă, așa că nu vă speriați de ce sunt puse așa. Niște castraveciori murați cu miere, pentru că ne plac tare mult castraveciorii murați. Așa. Am luat și o caserolă de roșii, să zicem așa. Niște paste, pene din acestea tricolore. Brânzică feta. Pentru că vreau să fac paste cu sos de roșii combinate cu brânzică feta, da? Și oregano, că vreau să pun și oregano. Iar acum, și busuioc, da. Ce o să vreau să mănânc neapărat, este vorba... Hai că o să mă duc așa cu camera. Și am cumpărat și Pepsi din acesta cu lămâie fără zahăr. Eram început cu. Aici mi-am cumpărat niște porridge. Deci îmi doream atât de mult să încerc să văd cum sunt. Eu le-am tot văzut la Andreea Pletoianu și nu găseam, nu știam de unde. Și credeți-mă că le-am descoperit întâmplător astăzi în Kaufland. Hai că sunt doamna de la birou acum. Da, aici s-a schimbat un pic lumina. Vă spuneam că am găsit astea întâmplător, porici de la Vitalis. Doamne, îmi doream atât de mult să le încerc. Mi-am mai cumpărat eu ceva, dar nu erau deloc ceea ce îmi doream. Și scuzați din nou suportul de haine, doar că hainele nu s-au uscat. Și livingul este la comun cu bucătăria. Și așa, am cumpărat din acesta cu ciocolată, cu super gustare de ovăz cu ciocolată neagră. Nu prea îmi place mie ciocolată neagră, dar sper că acestea să-mi placă. Un muesli cu ciocolată și cocos. Pe acesta vreau să-l fac în seara asta. Dar hai să vedem cum se prepară. Mai am nevoie de aproximativ 150 de grame de iaurt. Nu-i problemă că avem. Dar unde scrie cum se prepară? A, se toarnă iaurtul într-un bol, se adaugă conținutul plicului și se amestecă bine. Se păstrează la temperatura camerei timp de aproximativ 1-2 minute până se înmoaie cerealele. Dar ăsta, acesta, este diferit. Pentru că produsul poate fi pregătit la cuptor sau la microunde. Se toarnă conținutul plicului într-un bol, se adaugă 150 ml de apă rece, se amestecă până se omogenizează, după care se introduce în cuptorul cu microunde. La 1000 de vase, se lasă 1 minut și 10 secunde, după care se poate consuma. Timpul de preparare poate varia în funcție de puterea cuptorului cu microunde. Și acesta este cu ciocolată și pulbere de banane. Dar doar că eu astăzi vreau să-l încerc pe acesta cu cocos. Și o să facem împreună și rețeta aceea, adică o să vă arăt și cum fac rețeta de paste. Așa că stați alături de mine. Gata, am pregătit totul. Am pus roșiile împreună cu brânza, am turnat puțin de ulei de măsline, pardon, și apoi am pus oregano, busuioc și usturoi. Iar acum o să le băgăm la cuptor și am lăsat cuptorul la... Să vedem acum... L-am lăsat la 180 de grade. Acum hai să luăm ăsta. Și să îl punem. Am lăsat un pic cuptorul să se încălzească înainte. Și când va fi gata, vom combina cu pastele. Dar înainte trebuie să punem pastele și pe ele la fiert. Am terminat.
Acesta a fost și vlogul meu de astăzi. Pastele au ieșit foarte, foarte, foarte bune. Momentan doar am gustat, n-o să mănânc, de aceea nici nu v-am arătat porția, pentru că soțul meu trebuie să ajungă acasă și o să mănânc cu el. Sunt foarte bune la gust și vă recomand. După ce le-am scos din cuptor, am amestecat tot, am omogenizat, să zic așa, brânza cu roșiile și apoi am pus pastele. Sunt foarte, foarte, foarte bune la gust. Puțin acrișoare, așa cred că din cauza roșiilor. Dar v-am zis, îmi plac. Și cam acesta a fost vlogul meu de astăzi. De fapt, n-a fost un vlog doar despre mâncare, a fost mai mult un daily vlog, așa v-am arătat și ce am cumpărat și restul lucrurilor pe care oarecum le-am făcut astăzi. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe canalului meu de YouTube, să aprindeți clopoțelul și ne vedem și pe Instagram. Vă pupăcesc! Mua!